Bărbatul de 54 de ani a sărbătorit aseară pe malul Iazului ziua de naștere a nepoțicăi. Ulterior, amețit de băutură și toropit de căldură, acesta a mers să se răcorească, deși fusese avertizat de un paznic că lacul este adânc și scăldatul este interzis. Până în prezent s-au efectuat măsuri de căutare cât tehnice, atât și cu ajutorul unui scafandru. Area lacului este destul de mare. Informația este foarte puțină despre locul necului. Din spusele persoanelor care erau pe mal, da, persoana era în stare de bine. Căutările au început aseară și au durat până la lăsarea întunericului. S-au implicat nu doar scafandrierii de la situații excepționale, dar și localnicii. Au venit aseară soția lui și a zis toate lui s-o neca cu ăștia la iar. Zic, dar cum s-a întâmplat aia asta? Știa că ne-am dus și răbdi el ca când l-a luat ceva. Am aflat aseară că el nu se găsește nicăiurea. Nu era un bătăuș, ori hărțăgos, așa, nu era. Era om ca oameni. Muncitor tare, muncitor a fost, Om bun, că nu a avut zile trăit. Bun om, bun, om cu minte. Dar cum? Știți cum? Om ca la țară. Deși cadavrul bărbatului încă nu a fost găsit, familia se pregătește de înmormântare. Potrivit celor de la situații excepționale, în ultimele 24 de ore în țară au fost înregistrate 3 cazuri de NEC.